Am fost la școala numărul 3. La școala numărul 3 trebuie schimbat gardul, asta este ca și rămâne la școala numărul 3, dar arată de pe vremea mea și nu s-a mai schimbat. Directorii instituțiilor școlare și-au exprimat nemulțumirile, dar și necesitățile cu care se confruntă. Au făcut cu graveli în grădință, știți ce lucrări s-au făcut. Secundă, și trebuie să spun și vă rog. Bun. Dar din cauza frigului, pe timpul iernii, o să apară mucegaiul și din cauza antimucegaiului, varul cade până la tempuială. Apa se adună sub calorifere, sub geamuri, îl strângem cu mocul apa. Printre problemele abordate s-au numărat pericolul pe care îl reprezintă câinii fără stăpân și necesitatea asigurării pazei unităților de învățământ din oraș. Putem monitoriza orașul, să vedem cum. Aici o să vedem, o să ne gândim. Trebuie să găsim soluția, asta este clar. Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a declarat că este foarte important ca aceste probleme să fie rezolvate rapid. Învățământul este prioritară în Mangalia, așa ar și trebuie să fie și vom investi foarte mult și sufletește vorbind, dar și financiar vom investi în toate unitățile de învățământ. Participanții spun că au fost mulțumiți de modul în care a decurs întrunirea. Foarte mulțumit, o comunicare foarte bună. Crezi că o să rezolve, o să ajute la problemele care există la grădinițe, școli? Sigur, deja am văzut că s-a început și se vrea, se dorește acest lucru. Da, sunt foarte mulțumită. Chiar mulțumesc domnului Drăgan și doamnei Rodica Răbeanu din cadrul primăriei care ne-a ajutat foarte mult, ca dovadă că grădinița numărul 7 s-a deschis în condiții deosebite. Sunt bucuros că suntem băgați în seamă. Nu sunt trist deloc că o să fim băgați în seamă mai des, din contră. Pentru că sunt întâlniri foarte eficiente în care se rezolvă ceva. Ședința de astăzi a fost o ședință, după părerea mea, așa cum ar trebui să fie toate ședințele pe care le organizează primăria și Consiliul Local cu directorii de instituții. Pentru că am fost lăsați să ne exprimăm și să punem toate problemele pe care le avem și din punctul meu de vedere nu pot decât să mulțumesc domnului primar și domnilor consilieri pentru că au fost deschiși la, pe părerea mea, la absolut toate problemele care s-au ridicat. Întâlnirea s-a desfășurat la Casa de Cultură din Mangalia.